Sâmbătă dimineață, un tânăr de 22 de ani din sara său, care conducea pe strada Făget din Sighet, într-o curbă la dreapta, a încălcat marcajul continuu și a intrat în depășirea unui autoturism condus de un alt tânăr de 24 de ani din municipiu. Întrucât nu a păstrat distanța laterală suficientă, cele două autoturisme au intrat în coliziune. După impact, autoturismul condus de tânărul din sara său a pătruns pe sensul opus, a lovit balustrada de protecție a unui pod, a fost proiectat în poarta de acces a unui imobil, a distrus conducta de gaz și stâlpul de susținere a rețelei electrice după care s-a răsturnat pe plafon. Tânărul de la volan a murit, celălalt autoturism a derapat, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un stâlp al rețelei electrice. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,57 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat. Cei doi tineri implicați în accident aveau dreptul de a conduce suspendat. Al doilea accident mortal s-a petrecut la intrarea în șurdești. Un motociclist de 29 de ani din Zalău a vrut să facă o depășire și a lovit în plin o mașină care circula din sens opus la rândul aceasta a acroșat o ambulanță. Motociclistul a fost transportat la spital, însă la scurt timp a murit.